Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre o monetă care se dă gratis XRP0 în cantitate de 25.000 monede. Pentru asta, cum am făcut click pe linkul care este sub acest video, se deschide astfel de pagină unde trebuie să introducem e-mailul, nume, prenume, parola, repetăm parola și apăsăm pe registru. Deci trebuie deodată să faceți înregistrarea, căci dacă lăsați mai târziu, după ce ați deschis pagina, nu merge înregistrarea corect. Deci eu din a treia oară am încercat, pentru că am deschis site-ul și am uitat de el. Eram alte ocupații în momentul acela și pește jumătate de zi deja mergea greu. Înregistrarea pește o oră am încercat din nou și... Deci deodată, dacă faceți, când ați deschis, el spune că, mă spunea că deja am întârziat cu introducerea informației, adică trebuie deodată. Pe urmă am reînnoit, pur și simplu, în alt browser informația și am mers. Deci, introduceți datele, când apăsați pe registr, apare așa ceva. Că... Dacă s-a introdus corect datele și apare așa inscripție, înseamnă că ați trecut la etapa următoare. Când trebuie să faceți activarea contului după linkul care este trimis în e-mail. Deci vine pe e-mail așa un fel de mesaj cu un buton verde pe care apăsăm pentru a verifica e-mail. Deci eu deja l-am verificat, o să dăm a doua oară ce mai apare. O să-mi spună că eu deja am făcut acest lucru, ori nu e actual, dar la voi o să fie altceva, prima dată. Deci, invalid. Activare, deoarece am activat odată. La voi scrie tot cu verde că cu succes ați activat. După ce deja intrați în interior. Și acolo... În interior, deodată se vede suma. Deci la voi să fie 25.000. Eu, pur și simplu, deja am un referral și mai am încă 10.000. Acesta e linkul de referral. Ei au portofelul lor, deci nu trebuie să introduci ceva, deci e o monetă aparte care nu e legat cu MyEthereum. Deci asta e, nu e token, dar e coin. Deci coin, acele sunt monete care au teta part. Care sunt, după smart contract, acele sunt token. Deci asta e diferența. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.